Județul Gorj a avut 150 de reprezentanți la aproape toate olimpiadele naționale la diferite discipline școlare. O mare parte dintre aceștia s-au întors acasă cu premii și medalii. Mai mult, doi elevi care studiază la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu vor participa la competițiile internaționale. Dumitru Călugăru a câștigat locul întâi la Olimpiada Națională de Chimie și s-a calificat primul în lotul lărgit al României care va participa la etapa internațională la această disciplină. Elev în clasa 12-a la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, Dumitru Călugăru, a obținut de asemenea premiul special pentru cea mai bună lucrare practică și premiul special pentru cea mai bună lucrare teoretică. Nu este singurul care s-a întors acasă cu astfel de performanță. Anul ăsta avem chiar rezultate, a zice eu, excepționale. Și când spun asta, mă refer la faptul că cred, nu știu sigur, n-am analizat, dar cred că suntem printre puține, dacă nu cumva singurul liceu din țară care are doi copii în două loturi naționale, la două discipline diferite. E adevărat, cu Dumitru Călugăru eram obișnuiți, el luase aur la internațional, acum a venit cu locul întâi pe țară la chimie, dar surpriza o avem la matematică, unde elevul Andrei Comăneci a reușit să se califice în lotul național lărgit al României la matematică. Și informatica este punctul forte al elevilor de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. De asemenea, și generația mai mică vine în forță din urmă. Vlad Țâr este în clasa 7-a și a obținut medalie de aur. La informatică, Andrei Mărgeroiu are locul 2 pe țară și tot la chimie, Ioana Ișfan, mențiuni speciale, la fizică, la cei mici, asta este iarăși o mare bucurie pentru că generația care vine. Avem o mențiune la fizică, elevul Țâr, și tot la fizică două mențiuni speciale. Sunt foarte multe rezultate care ne bucură. Peste 30 de elevi de la CNTV au participat la Olimpiadele Naționale din acest an. O încununare a muncii profesorilor recunoaște directorul Dorin Tașcău. Rezultatele de excepție înregistrate de premianții gorjeni au fost lăudate și de inspectorul școlar general Ion Ișfan. Mă bucur foarte mult și îmi dă speranțe că în viitor Gorjul va avea pe cine să se bazeze. În dascării care lucrează și muncesc zi de zi, pentru că, uitați-vă, rezultatele nu apar din alte părți, apar ca urmare a muncii pe care profesorii au depus-o cu acești copii, muncii și dublată de o seriozitate maximă din partea colegilor mei. Anul trecut, toți olimpicii gorjeni au fost premiați cu sprijinul Complexului Energetic Oltenia, iar tradiția va fi respectată și în acest an.